Iubiții mei, vom învăța ceva de această dată care va justifica pur și simplu bucuria noastră de a veni aici. Trăiesc și mă bucură înainte de a auzi cuvântul, pentru că știu că îmi va aduce bucurie în suflet și va zidi inima mea, mă va ajuta să plec din locul acesta cu, cu o altă viață, cu o altă gândire. Am trecut împreună prin câteva lucruri care apar din parabola asemănătorului. Iar acum mergem în continuare Matei, capitolul 13, unde vom urmări un fel de traducere sau de aspect în care se manifestă cuvintele lui Pavel cu privire la diavol. Nu suntem în necunoștință de planurile lui. Suntem în cunoștință, știm ce face, știm cu ce mijloace lucrează. Nu suntem în necunoștință de lucrul acesta. În încheierea unei prezentări precedente, am vorbit despre pericolul teribil uh, al ignorării realității primejdiei sau unui vrăjmaș real. Până și creștinismul din ziua de astăzi a căzut sub vrăjitoria acestui lucru, și vorbesc despre Satana, despre vrăjmași, ca fiind o idee, o impresie, un figment al memoriei, tot felul de lucruri asupra cărora oamenii aceștia nu vor putea să dea un raport spunând, uite pe ce bază am spus așa ceva, în afară de mândria lor de a se băga în lucruri pe care nu le înțeleg și de ura lor împotriva lui Dumnezeu care a spus aceste lucruri. După ce a fost pusă parabola aceasta a celor patru stări ale inimii, a seminței care cade în pământ bun și care cade în pietriș sau în hățiș sau în drum. După ce a fost spusă parabola aceasta, după ce a fost explicată ucenicilor, ei au venit, Doamne, explică-ne acest lucru și nouă, deodată ei au rămas frustrați și ei au spus așa, noi am înțeles pentru că tu ne-ai explicat. Și bine ai făcut că ne-ai explicat lucrul acesta și uh, vă îndemn, mei, pentru orice fel de explicație, apelați direct la Domnul Hristos. Cum a explicat El treaba aceasta? O să-mi spuneți că unele lucruri nu sunt explicite în prezentarea cuvântului. Vă mărturisesc că dacă vom privi adânc, le vom găsi acolo, într-o formă sau alta, sau vom găsi ecoul lor în epistole sau în altă parte. După ce au primit explicația aceasta și cred că au fost, au fost pur și simplu devastați în înțelegerea pericolului pe care îl prezintă starea firească a inimii în raport cu cuvântul lui Dumnezeu, nu are nicio șansă. Omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, este în vrăjmășie cu Dumnezeu. Este născut blestemat și e născut pornit spre rău și, -și, dau, și au dat seama că Inima este de deznădăjduit, de rea, cum a spus profetul Ieremia. Cine poate să o cunoască este nespus de înșelătoare. Oricine recurge la concluziile ei, la impresiile, imaginațiile ei și așa mai departe, sigur este înșelat. Este nespus de înșelătoare. Reperul nu este inima noastră sau emoțiile noastre, sau plăcut sau neplăcut vis-a-vis -vis de un lucru sau altul. Uh, reperul nostru e trestia de măsurat care este mântuitorul nostru. Este steaua nordului și știm cum ne mișcăm în funcție de steaua nordului. Uh, iubirea, acția lor a fost și tu fel, și tu la fel. Nu de, uh, aș spune, în adunare, doar am atâtea, o, o atâtea atâta lume. Eu nu am nimic când ai dar acum am înțeles că ne-a explicat. Deci, la oamenii ăștia, Doamne, de ce vorbești în felul ăsta? De ce nu le vorbești și lor desluși cum ne vorbești nouă? Și atunci, Mântuitorul nostru răspunde acestei cereri aparent legitime cu privire la egalitarianism. Mult se vorbește în societate, nimic mai mincinos decât vorba aceasta. În orice caz, ei cereau egal, zile la tot să înțeleagă toată lumea să fie așa. Iisus învață adevărul așa cum este dincolo de aparență. Îmi cereți mie să fiu egal cu toată lumea, egalitarismul acesta? Atenție! Nu toată lumea a venit aici să învețe ceva. Nu. Deci, cum să vorbim de. Cum să fie acesta care a venit aici cu Sufletul deschis să învețe? Egal cu unul care a venit aici să înjure, să blesteme, să scui pe cuvântul lui Dumnezeu. Cum, cum, pune, cum facem egalitarianismul ăsta? Doi, sunt aici spioni veniți de la Irod, de la Sfarisei, Saduchei, care sunt aici să, să noteze orice vorbuliță posibilă și să se ducă să raporteze acolo ca să ne oprească, să ne împiedice lucrarea. Cum poți să spui că astfel de oameni sunt egali cu cei care au venit aici cu inimă deschisă, însetată, arzând de iubire pentru Dumnezeu. Avem de-a face cu egalitarianismul acesta? Nu. No. Noi suntem aici într-un caleidoscop, într-o diversă poziție și de atitudini. Astfel că înțelepciunea Dumnezească nu va preda adevărul indiscriminatoriu, nu egalitarianismul, toată lumea trebuie să. Nu. No. Adevărul trebuie predat de așa natură. Încât să ajungă numai la acela care îl caută și care e însetat după el. Adevărul e predat de așa natură ca să nu ajungă la acela care ar face din el o armă sau o nenorocire să distrugă, pe al, să distrugă alți oameni. Adevărul acesta nu va ajunge la oamenii aceia care au o altă agendă în inima și sufletul lor. Ah, a fost un moment în care. Mântuitorul a spus niște cuvinte uh, nespus de grele. Voi aveți de tată pe diavolul, a spus el. Cum să spui, să vorbești de egalitarianism între cel care are de tată pe diavolul și cel al cărui tată este Dumnezeu? Cum să vorbești de egalitarianism? Adevărul trebuie predicat de așa fel încât să ajungă la acest copil al lui Dumnezeu, dar să nu ajungă niciodată la acest copil al diavolului care, numărul 1, nu se pocăiește, nu se va pocăi niciodată, nici nu poate să se pocăiască vreodată, pentru că un diavol nu se poate pocăi. Aceasta este lege. Când un om prin uh, alegerea lui proprie a devenit din purtător al lui și asemănării lui Dumnezeu, a devenit un diavol, a ales așa ceva, împreună cu acesta a distrus pentru totdeauna posibilitatea pocăinței. Pentru ce ar mai ajunge cuvântul acesta la un astfel de om? De aceea, parabolele lui Isus, felul în care el vorbea, selecta audiența. Ajungea la fiecare ceea ce trebuia să ajungă, cât trebuia să ajungă și cum trebuia să ajungă. Și drept ești, Doamne, că ai judecat așa. Mar și minunate sunt lucrările tale. Cine poate vreodată să îmbunătățească planurile și căile lui Dumnezeu? Iată de ce nu. Bine, Doamne, dar cum rămâne? Ucenicii sunt frustrați. Cum rămâne cu poporul lui Dumnezeu? Că el este, pentru el e cuvântul dat aici. Poporul lui Dumnezeu? Hai să discutăm câteva lucruri. Dumnezeu are din moment ce are copii, dar și Satan are o familie, știi, care și el, fii satanei, fii celui rău, sunt și ei o familie. Întrebare, cuvântul lui Dumnezeu trebuie predicat în același fel fiilor lui Dumnezeu satanei, la ce le-ar folosi acest? V-ați gândit vreodată la atitudinea lui Orice predicator, am fost în atâtea evanghelizări și acum ne pregătim să mergem împreună în Cuba. În atâtea evangelizări am fost și dorința sufletului meu, așa cum a spus, că aș vrea ca toți să fiți ca mine, să vă bucurați de Dumnezeu, cum mă bucur eu din suflet. Mulgă moarte, cum m-ați mulți pe mine și să dea viață în timp ce cei cu care am mers sunt în pământ. Aș vrea să fiți ca mine, aceasta este dorința mea. Dar Ioan Botezătorul nu are această gândire. Unii oameni, adică de la distanță. Pui de năpârci. Ce asta? Pui de năpârci? Păi înseamnă că sunt pui șarpelui. Nu? Sunt ale năpârcii de la început. Asta înseamnă, voi aveți de tată pe diavolul. Șerpii vin să fie botezați. În zadar s-ar întâmpla lucrul acesta. Elima, Simon Mago este botezat, după care vrea să cumpere Duhul Sfânt cu bani. Nu s-a întâmplat nimic decât că s-a udat, dar altă schimbare nu s-a petrecut acolo. Pui de năpârci, le spune Domnul Hristos, le spune Ioan botezătorul, plecați de. Nu vă folosește lucrul acesta. Nu vă încărcați cu o fără de lege în plus, că voi știți cine sunteți. Câți oameni au intrat în apa botezului? Pur și simplu râzând, să a bat jocorin, încercând să-și împlinească un plat al, să se mărite sau să profite de vreo biserică sau așa mai departe. Câți oameni nu au făcut aceasta? Pui de năpârși, le spune Ioan Botezătorul, mai târziu Iisus folosește aceeași expresie. Cum ați putea voi, care sunteți răi, să faceți binele? Pui de năpârși, șerpi, le spune Domnul Hristos, voi aveți de tată șarpele pe diavolul. Astfel că uh, uh, cererea aceasta a ucenicilor, de ce nu vorbești, Doamne, deslușit cu toată lumea, de ce nu practici egalitarianismul acesta în fața Evangheliei, a primit un răspuns total și definitiv de la Mântuitorul nostru. Ar fi rău dacă s-ar întâmpla lucrul acesta. Unui om trebuie să-i se să dea ce cere, Cereți și vi se va da. Ce cere el? El cere informații pe care să le ducă mai apoi la aceia care vor putea împiedica lucrarea. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să-l facă pe un om să găsească ceea ce caută. Ce cauți tu aici? Caut pricini de potignire, caut greșel, caut o alunecări sau un lucru sau altul. Caut motive să-mi justific ateismul sau ura împotriva lui Dumnezeu. Da, ai auzit ce a făcut? Ai auzit ce a zis? Ai auzit cum? Deci am găsit motive. Oamenii ăștia nu se odihnesc, toată viața lor caută mereu și mereu motive să le liniștească sufletul și conștiința lor ce căutați și veți găsi ceea ce căutați. Bateți și vi se va deschide. Unde? Acolo unde bateți. Bate la ușa lui Hristos? Nici de cum. deschide ușa atunci când bate Iisus. Nici poveste, nu are nicio legătură. Ei vor să bată la o altă ușă. De aceea, cuvântul lui Dumnezeu, spune Scriptura, a fost ascuns de ochii unor clase de oameni. Ce dilemă grozavă era pe ucenicii noștri textul acesta mă tulbure chiar când mi-aduc aminte de el. Te lau, Tată, Doamne al cerurilor, că ai ascuns aceste lucruri de ochii celor mari și înțelepți și le-ai descoperit pruncilor. Cuvântul acesta mi-a fost literalmente cerut expres de inspirația lui Dumnezeu, așa am considerat și consider până în ziua de astăzi, să-l predau în una din predicele care le-am ținut la Oxford. N-aș fi predicat acest cuvânt prin alegere niciodată. Dacă mi se dedea posibilitatea să ies cu picioarele înainte într-un coșciuc de acolo, decât să vorbesc așa ceva în fața acestor oameni, aș fi ales lucrul acesta. Dar ce te poți face când bunul Dumnezeu pune o povară de felul ăsta pe sufletul tău și când îți dai seama că nu poți să îmbunătățești ce a spus Dumnezeu? Astfel că n-am mai avut timp de scârțâiel și de mofturi, a bătut gongu și acolo, când bate gongu, trebuie să urci imediat pe tribună și am predat acest cuvânt al lui Dumnezeu, despre care am considerat că este un fel de sinucidere a predicării mele în această universitate. Nu a fost așa nici pe departe și nu este nici astăzi. Ziua aceea s-a vorbit în un universitate despre tema aceasta, un domn profesor a spus, plec acasă să-i reproduc soției tot ce am auzit și un altul a zis, mulțumesc lui Dumnezeu că am pierdut avionul, că nu eram aici astăzi. Iubiții mei, este o situație în care Dumnezeu ascunde cuvântul lui. Le ascuns de ochii celor mari și înțelepți. Nu este acțiunea activă a lui Dumnezeu, el, nu el ascunde, ci îngânfarea acestor oameni învățați și înțelepți mari cărora li se face plecăciuni, li se fac plecăciuni prin piețe. Lumea le zice rabii, rabii și lor tare le place când aude cuvântul acesta, pastor cu tare, cardinal cu tare și așa mai departe, e ceva care gâdilă pe undeva pe la inimă. De acești oameni cuvântul este ascuns, nu de către Dumnezeu care nu vrea să-i vindece. Trăim posibilitatea de lor, pentru că ei trăiesc în această mândrie care se ridică de tot ce înseamnă Dumnezeu ci, și pun gândirea minții și a inimii lor ca fiind Dumnezeul lor. Ei fac din mintea lor omul face din gândirea lui un adevărat Dumnezeu la care nu există nicio șansă să asculte cuvântul lui Dumnezeu un Dumnezeu și din mintea lui și din ce înțelege. Ai ascuns aceste lucruri lor mari și pricepuți. Pe de altă parte, ucenicilor lui le-a spus Iisus, lui Dumnezeu este destinat pretutinde, nu aruncați mărgăriți înaintea porții și sfâșia. Vor lua propriile voastre cuvinte din predică sau din convorbiri personale și se vor întoarce și vă vor sfâșia. Acest lucru este adevărat. Și nu aruncați lucruri sfinte, nu vorbiți de credință, de Dumnezeu, de Sfânta Cină, cu un om care câine la suflet. Spune Sfânta Scriptură, nu arunca lucruri sfinte în fața unui câine, că se întoarce și te sfâșie. Dilema ucenicilor sau uh, nedumerirea lor de ce nu vorbești cu toată lumea la fel, nu putea să fie întâmpinată mai bogat și mai puternic decât a fost întâmpinată cu această ocazie. Și mulțumim lui Dumnezeu că au pus întrebarea aceasta. Noi nu am fi avut uh, lumina aceasta dacă ei nu întrebau. Ne deranjează uneori cei care toată ziua întreabă să mă... A la Petru, el are mereu o întrebare, el o întrerupe discuțiile și așa mai departe. Dar ce rezultate frumoase avem noi uneori uh, de la acești oameni? Exact asta ascultam un mare profesor explicând într-o zi. Este într-adevăr inconfortabilă o astfel de persoană, dar uneori creează un mediu în care lumina lui Dumnezeu este pur și simplu mărită înaintea ochilor noștri. Acum, iubiții mei, o să mergem în Evanghelia după Matei și, de, după, și o să învățăm câteva lucruri care sunt legate de tema precedentă, dar care se ocupă de un alt specific. Tema se numește Al doilea semănător, că nu este un singur semănător. Este al doilea semănător. Versetul 24 din același capitol 13 din Matei. Iisus le-a pus înainte o altă pildă și le-a zis, Împărăția cerurilor se aseamănă cu un om care a asemănat o sămânță bună în țarina lui. Aceasta e împărăția cerurilor. Este om, adevărat acesta, și om înseamnă chipul lui Dumnezeu și asemănarea lui Dumnezeu. Sămânță bună este aceasta declarată de însuși Dumnezeu, nu de noi, pentru care multe semințe par bune, dar la urmă se văd că sunt otrăbitoare sau duc la moarte. Un om a semănat sămânță bună în țarina lui, nu a altuia. Și fiecare cuvânt are mare însemnătate, numai că noi nu avem timpul acesta la dispoziție acum. Poate altă dată o să revenim în contextul acesta. Acum urmăriți ce se întâmplă aici. În prima parabolă cu semănarea seminței și cele patru stări ale inimii, sămânța este cuvântul lui Dumnezeu semănat. Acum cuvântul lui Dumnezeu, în a doua parte în parabola aceasta, nu mai este sămânță sau cuvânt, ci se face trup cuvântul s-a făcut trup, adică de vină. Și imediat o să vedem treaba aceasta. Pe când dormeau oamenii, a venit vrăjmașul lui, a semănat neghină între greu și a plecat. Când au răsărit firile de greu și au făcut rod, a ieșit la iveală și neghina. Robii stăpânului casei au venit și i-au zis, Doamne! Noi ai semănat o sămânță bună în ta, de unde a ieșit negina aceasta? Răspunsul direct. Un a făcut lucrul acesta. Wow, oh, robii sunt ignorea. Vrei să mergem și să smulgem? Nu, nu, a spus el, nu cumva smulgând neghina, să smulgeți și greul împreună cu ea lăsați-le să crească împreună până la seceriș și la vremea secerișului voi spune secerătorilor, smulgeți întâi neghina, legați-o în snop ca să o ardem, iar strângeți-l pentru grânarul meu. Iubiții mei, în versetul 25 găsim faptul că nu există păcat fără explicație fără precedent, fără contribuție sau concurs, acela n-ar mai fi păcat. Pornim de la gândul pe care Iacov îl exprimă în epistola lui, spunând așa, fiecare când este ispitit, este atras de pofta lui însuși. Deci aceasta este, acesta este primul pas în direcția comiterii păcatului în direcția semănării răului. Primul pas este atracția care este în inimă. Atracția aceasta imediat adună, cum se adună muștele la un cadavru sau vulturii, ați văzut pe autostradă cum e omorât un animal, imediat vulturii sunt acolo, unde e stârvul, acolo, este, acolo sunt și vulturii. Imediat ce în sufletul cuiva s-a născut atracția pentru un anume păcat, sau s-a născut starea de păcat într-un om, în momentul acela răul se manifestă. Cum de-a fost posibil ca vrăjmașul acesta să vină? Cine e vrăjmașul acesta? Mă explică Mântuitorul, este diavolul. E celălalt semănător și el seamănă. A venit acolo și a semănat neghină. Atenție, din text ne spune de aici că nu este vrăjmașul lor, ci este vrăjmașul lui, al lui Isus, vrăjmașul stăpânului. Am auzit tot felul de teologii în care oamenii se consideră mesia ai lumii și ei vor duce lupte cu tot pământul, vor lumina pământul, vor face așa ca și când i-ar fi Dumnezeu, doar ei. Dar cartea Apocalipsei dărâmă total teoriile acestea cu cu uh, uh, mesianice, cu în spiritul mesianic uh, uh, biserica aceasta e salvatoare a pământului și așa mai departe. Nu, salvatorul e unul singur. De aceea Biblia spune ei nu se vor război cu voi, ci ei se vor ei se vor război cu mielul. Aici în parabola noastră scrie cuvântul lui Dumnezeu pe când dormeau ei, versetul 25 a venit vrăjmașul lui al semănătorului și al seminței și al ogorului Lui, vrăjmașul Lui. El uh, 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 Vom fi persecutați, spune Biblia, din pricina numelui Lui, nu din pricina cine suntem sau ce facem noi. Uh, orice denominațiune fără Hristos se consideră un fel de Hristos al locului și se consideră obiectul persecuției și în același timp se consideră favoritul lui Dumnezeu care va face lucrarea aceasta. Nu, nu pe voi vă urăște, ci pe mine a spus uh, Domnul în această pildă. De ce dormeau lucrătorii? Poate că ar fi bine să ne luăm o clipă, să ne gândim. Nu este vorba de dormitul acela pe care îl aduce oboseala, pentru că însuși Domnul a zis trageți-vă la o parte și odihniți-vă. Însuși îngerul i-a spus lui Ilie până mâna și odihne aceasta și vezi că ai drum lung. Nu despre aceasta este vorba. Dumnezeu nu numai că nu de că vreodată o dihna ființei noastre ce o recomandă și o susține Dumnezeu. Iubiții mei, aș vrea să înțelegem bine aici. Somnul acesta, dormitul acesta e unul vinovat. Fiți treji și vegheați, spune Petru. Fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă -o ale ca un leu și să pentru că nu au avut oție așa de intercoale. Ei nu aveau așa ceva. În considerat într-un loc de totală siguranță. Ei au considerat că lucrarea făcută a arătat până o asemenea sănătate bună este liniștit, de odihnit adânc cu mare satisfacție, zâmbind în somn de bucurie. Aceasta este ceea ce caută diavolul. După ce veți fi biruit, Urmează ziua cea rea și anume atacul diavolului împotriva celui care a biruit totul, dar vulnerabil în fața atacului. că un vrăjmaș circoale, Ei nu se gândesc la lucrul acesta. De aceea dorm. Dormeau lucrătorii. Dacă lucrul acesta era un lucru inocent, Iisus nu l-ar fi menționat. Niciodată. Nu a zis, spre exemplu, pe când mâncau lucrători. Nu. ci a zis, pe când nu vegheau, aceasta înseamnă pe când dormeau, pe când nu vegheau și pe când nu erau treji cu privire la posibilitatea răului. Revin cu exemplul acesta, pe păi dacă ai fi cu copii în casă, ai ști că este un criminal ascuns undeva, cine ar închide ochii? dar dacă știi că nu este nimic și totul este în ordine, dormi și sforai ca până uh, nici nu te gândești la lucrul acesta. Ei au adormit. Cuvântul acesta se adresează nouă. Fiți trezi și vegheați, pentru că potrimnicul este real. Nu este o filozofie, o idee cum și a bătut cu oamenii fără Dumnezeu. Cum s a bătut joc de Isus, acea, acela care a punctat și a spus, vezi că este un vrăjmaș, vezi lucrul acesta. Acela care a spus de la început, păzește grădina aceasta, păi da, pentru ce să o păzesc? Ce am de păzit în, în Eden? Pă... Păzește grădina, păzește grădina. Acolo a venit șarpele și mai târziu a venit pui de viperă și mai târziu a venit șerpi, pui de viperă, pe care îi menționează Isus. Ei nu s-au gândit la lucrul acesta și acesta este prețul nevegherii noastre. Acesta este prețul nevenirii noastre la Dumnezeu și cu rugăciunea, Doamne, ține-mă treaz. Vă amintiți bine ce s-a întâmplat în Ghețemani în noaptea aceea. Iisus le-a spus, fiți treși și vegheați, vegheați împreună cu mine, vegheați. Uh, da, dar ne, uh, nu credem că este vreo primejdie. atât timp cât ești tu. Nu, no, nu, no, nu. No, nu. No, nu este un somn de. Uh, nu este un somn, așa este oboseală fizică, dar spunem. Dacă s-ar întâmpla să fii în casă și să-ți fie foarte somn, dar vine cineva de afară și țipă, arde casa, mai arde casa, uh, oh, nu, eu nu pot să mi ia atâta de somn, eu mă culc, eu rămâne. Uh, așa cum s-a întâmplat cu unii oameni pe Titanic. Iubiții mei, este de neimaginat ca în condițiile unei primejdii și amenințări de tipul acesta, ca vrăjmașul lui Dumnezeu să vină să semene în ogorul lui Dumnezeu, care este inima noastră. El a semănat sămânța bună aici în lucrul acesta și în lumea întreagă. Este de nejustificat, de nescuzat ca un om să nu vegheze și să nu fie treaz la acest capitol și la acest subiect. Când au răsărit firele de greu, au ieșit la iveală și neghina. Robii stăpânului au observat imediat diferența, deși planta aceasta de anel, cum mai zice, este așa de asemănătoare când e spic verde, cum spune în Biblie, Verde, greu, verde, apoi greu, și Este atât de asemănătoare încât este greu să o distingi. Numai că ei au fost atât de indignați încât au zis dă nevoie să smulgem neghinea de aici. Nu, nu aceasta e problema voastră. Nu încercați să faceți ce a făcut Israel după ce a întors spatele lui Dumnezeu la. După ce a întors spatele. cu moartea de Dumnezeu, minții nu ne-ai dus și așa mai departe, toate lucrurile acestea, dimineața când au aflat care va fi nu pedeapsa lui Dumnezeu, cum prostește vorbim noi, ci consecințele alegerii. i prin prins zelul imediat, aoleu, hai să mergem și să pornească spre cetatea, ai ne bate, mergem în război, facem. Moi se spune, nu faceți așa ceva, Dumnezeu nu este cu voi, veți fi înfrânt. Praf au fost făcuți. O localitate s-a numit Horma, distrugere, nimicire completă. Lucrătorii aceștia care sunt aici au văzut catastrofa nevegherii lor. Tu vezi în viața familiei tale că se întâmplă niște lucruri, dar aia nu e mare chestie, da? nu, nu e mare chestie. Tu vezi în economia ta cum scade și cum merge jos, dar ce să facem, asta este situația. Tu vezi starea sănătății tale în ce fel coboară, vertiginos. Dar nu e nicio măsură. Nu vezi, nu ești treaz la așa ceva, nu procesezi, nu ești conștient. Auzi, știi, dar nu răspunzi, pur și simplu. Ești total dezangajat. Acum, cu ocazia când au văzut neghina acolo și înțelegând că nu mai există, nu mai e posibilitate să întorci înapoi ce n-ai făcut la timp, adică să păzești ogorul, să veghezi, să fi treaz, nu apară vrăjmașul acolo. În momentul acesta ei propun o soluție, hai să scoatem neghina, hai să scoatem răul din adunare, hai să scoatem răul din familie, hai să scoatem răul din societate. Nu! No. Tu nu poți să înlocuiești nevegherea ta și în netrezirea ta, tu nu poți să înlocuiești aceasta făcând ceva treburi, să smulgi răul de undeva. Nu se poate face așa ceva. Răul e de așa natură încât nu poate fi smuls oricând și oricum. Uitați-vă când avem un furuncul sau o tumoră, ne ducem la doctor și doctorul spune trebuie să așteptăm până când tumora se definește clar, după aceea o tăiem și o scoatem afară. Atunci când ea este difuză, nu poate fi tratată, nu faceți lucrul acesta. Peste tăia celulele bune, veți tăia nervii, veți răspândi cancerul peste tot. Nu faceți lucrul acesta numai când se definește bine. Vă amintiți ce a vorbit Dumnezeu despre amoriți? 400 de ani? Dar de ce, Doamne, atâta așteptare, radei după fața Pământului? Ce nenorociri fac oamenii ăștia acolo? Nu s-a auzit de când. Nu, elegirea lor n-a atins vârful, nu s-a copt. Atunci poate fi spart furuncul acesta, atunci poate fi tratată tumora sau ce se întâmplă acolo. Când s-a maturizat la maturizare, nu poți să faci lucrul acesta. La fel se întâmplă cu multe lucruri. A, auzi un lucru, a, el devine zvon după aceea devine fapt. Nu te grăbești să deschizi gura câtă vreme neghina este verde și seamănă leit cu grâul. Nu este cazul. Vei vedea anumite fire de grâu verde și vei crede că sunt neghine și le vei smulge. Vei vedea anumite fire de neghine și vei crede că sunt grâu și le vei lăsa de aceea nu e timpul, nu e momentul. Răul are un timp în care trebuie, când ajunge la coacere, când ajunge la maturitate. Iuda a fost Iuda tot timpul, dar lucrul acesta niciodată nu a dat posibilitatea tratării problemei acesteia vreodată. El a fost lăsat de Dumnezeu până când i-a căzut masca de pe față. Și atunci au înțeles ucenicii Domnului ce s-a întâmplat. Atunci au înțeles ei cine este omul acela la ale cărui sugestii și pase psihologice îi se ridice Iisus ascultau pe Iuda. Abia atunci au înțeles ei, dar Iisus nu se atinge Iuda când este verde și când trească împreună. E rău lucrul acesta, așa este, dar e un rău mai mic decât a încerca să scoți acum neghina și să o confunzi greul și să ucizi greul și să lași neghina mai departe. E, de, timpul, ne la timp, nu se poate. A fost o vreme când s-a putut face și anume vremea în care trebuia să veghem și să fim treji dușmanului Dumnezeu să semene a fost o vreme, vremea aceea a trecut. De câte ori am vrut pe copiii tăi, cu... atunci, păi hai acum, a nu, acum sunt ascunse de ochii tăi, acum nu se mai poate face. Acum vor veni romanii, va urma o distrugere nemai auzită. din cenușă Dumnezeu va căuta și va ridica din nou pasărea Phoenix. A ridicat uh, poporul creștin din cenușa Ierusalimului. Astfel că pornirea aceasta a noastră, uneori cu mânie, ca să scoate mânia din cineva, intervenția aceasta nu este sănătoasă. Intervenția noastră atunci când, când răul este încă verde și seamănă cu binele, nu, nu este la timpul ei. Dacă era, Iisus spunea, gata, porni să nu rămână un fir de neghină. Catastrofa ar fi fost dacă se întâmpla lucrul acesta. Iubiții mei, cu această ocazie o să învățăm poate cel mai important aspect al tacticilor celui rău. Pavel spune, deci, noi nu suntem în necunoștință de planurile lui, știm pe ce căi lucrează, cu ce metode lucrează. Și hrănirea noastră cu pâinea vieții imediat ne face să simțim diferența în momentul în care suntem confruntați, umblarea noastră în Duhul lui Dumnezeu, ne face să simțim când e vorba de un Duh străin. Așa lucrează Dumnezeu. Și așa va lucra până la capăt. Iubiții mei, metoda satanei nu este de a aduce un diavol contra unui înger. Numărul 1. În orice ogor va semăna Dumnezeu, în ogorul acela va veni imediat, diavolul este chiar acolo și va semăna. Și în interpretarea profeției ne se spune: nu e vorba de sămânță, sămânță. Asemănătorul este Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, Domnul Isus Hristos. El este Semănătorul și El este Sămânța. Ha! Așa este. El este preotul, El este jertfa. Acestea sunt lucruri Dumnezești. El este Semănătorul. Sămânța, spune El, sunt Fiii împărăției, Fiii lui Dumnezeu. Mai vorbim de semința, sămânța cuvântului. Acum cuvântul s-a făcut trup. Sunt fii împărăției. Pe acești fii împărăției îi seamănă Dumnezeu în țarină și țarina nu este adunarea, cum gândim noi. Țarina este lumea. Adunarea este o parte din țarină. Nu este o ascuns... Să pulseze aici. Țarina este lumea, spune Domnul nostru Isus Hristos. Semințele Semințele pe care el nu sunt sau minciuni sunt fii diavolului, despre care a vorbit el, pui de năpârci sau pe diavol. Ăștia sunt fii. Unde va semăna Dumnezeu pe fii? Și seamănă în piață, în fabrică, în biserică, în guverne, în politică, în științe spațiu în arte, tot sunt semnați fiin împărăției, pe Iisus însuși, semănându-se pe sine în vieți de oameni. Peste tot. Oriunde va merge el să semene fi împărăției, imediat tot acolo vă fi întunericului, fi celui rău. Este absolut inevitabil și durata acestui proces este până la sfârșitul lumii. Niciodată nu va fi ală. Și neghina vor crește împreună. A, așa cum spuneam, a fost foarte dezamăgit. Lăsați-le să crească. Cum să lăsăm răul să crească, Doamne? Crește și binele. Nu fiți depresivi. Uh, unii dintre ucenici erau deprimați pentru că vedeau numai neghina. Și așa era. E neghina era acolo. Iar alții erau pozitiv, gândeau pozitiv pentru că vedeau numai greul. Domnul i-a chemat la o gândire realistă, autentică. E adevărat, crește neghina, crește răul tot mai mult pe fiecare zi, nu poate fi oprit să crească, dar în același timp crește și greul. La sfârșitul lumii, Dumnezeu, secerătorul, va trimite pe îngerii lui, ei vor face lucrarea aceasta, atunci neghina va fi arsă și se va pune pentru totdeauna capăt răului. Satana nu vine ca o, un înger întunecat, ci în epistola lui Pavel către Corinteni, el spune, zice, el vine ca un înger de lumină. Poveștile acestea cu diavol copite, coadă rău, negru, urât, mirositor, pe care le auzim, rău făcător, cumplitele acestea de scrie, nu sunt adevăruri și nu sunt de la Dumnezeu. Doctorul Mengele, care are, pe, uh, bu, pe, uh, și are pe, în, în dosarul lui mii, milioane de oameni care au fost asasinați barbar, în, era îmbrăcat la patroace, era curat, era parfumat, era lună, totul acolo. Și a făcut faptele acestea. Satana nu vine așa cum au spus ei, că miroasă urât a diavolului, nu, nu e adevărat lucrul ăsta. Diavolul se preface într-un înger de lumină. Așa apare el. Slujitorii lui diavolului nu sunt oamenii curvari, hoți, sunt oamenii care se ascund sub o identitate creștină, ireproșabilă. Biblia numește slujitorii ai neprihănirii, apar ca fiind slujitorii ai neprihănirii. Pe motivul acesta vrăjmașul lui seamănă în ogor, ceva care, care este leit asemănător cu greul, ca să nu se facă deosebire. Confuzia este mijlocul prin care diavolul lucrează. El nu vrea să aducă niciodată o lucrare care să fie în contrast izbitor cu lucrarea lui Dumnezeu. Nu vine cu o minciună împotriva unui adevăr clar declarat până în cerul nu. No. ci așa cum scrie scriptura de Elima Vrăjitorul, care însoțea pe senatorul Sergius Paulus, care căuta credința, vroia să se întoarcă la Dumnezeu. Elima Vrăjitorul nu se arăta că e împotriva căilor lui Dumnezeu, din potrivă, din potrivă. Umbla și el cu apostolii, lua frumos cuvântul lor și căile lui Dumnezeu și le sucea. El nu se arăta ca un vrăjmaș, ca fiind împotri un împotrivitor, ci era un susținător, părea a fi un interpret al adevărului, dar de fapt îl sucea. Și atunci apostolul vine înaintea lui și îl declară și îi spune așa, om plin de toată viclenia și răutatea, fiul dracului, nu încetezi tu să mai sucești căile drepte ale lui Dumnezeu. Aceasta este primejdea omenirii în care noi trăim astăzi. Imposibilitatea aproape de a mai face deosebire între bine și rău, asemănarea răului cu binele până într-acolo încât nu poate fi deosebit. Am urmărit vieți de oameni care au avut un moment de iluminare, au putut să facă distinția aceasta între bine și rău, despre lucrul acesta o să vorbim într-o ocazie viitoare, au ajuns să facă distinția aceasta despre care vorbește Pavel în Roman 12, începând de la versetul 1, Um, au ajuns să deosebească binele de rău pentru a aduce o de desăvârșită și deodată au recăzut în confuzia dintre bine și rău și n-au mai putut să deosebească. Și au, a, a spus cineva, dar ce este rău cu asta? Bine, dar tu înainte, tu ai suferit închisoare, bătăi, nenorociri pentru lucrul ăsta. Da? Și acum spui, ce este rău cu, cu aceasta? Nu, nu, nu este nimic rău. Acolo se ajunge. Iubiții mei, cuvântul lui Dumnezeu ne învață astăzi că există un vrăjmaș real, că noi trebuie să veghem și să fim treji, chiar dacă am căpătat biruința asupra tuturor lucrurilor, după ce veți fi biruit totul, rămâneți treji și vegheați, pentru că vrăjmașul vostru nu doarme liniștit când, voi, când știe că va scăpa de sub control și ați biruit, voi l-ați biruit prin sângele mielului. Atâta timp cât acest vrăjmaș este în preajmă, a dormi este sinucidere. Mai ales când suntem în postul și postura de slujitor al fraților din casa lui Dumnezeu sau al familiei noastre, răspunderea noastră este cu mult mai mare decât sufletul nostru. De aceea Ezechiel spune străjerul să stea treaz și când vede venind primejdia să anunțe. Iar dacă va abuza și va dormi, va fi răspunzător de sângele asupra cărora, acelora asupra cărora a fost chemat să begheze. Dă-ne totdeauna darul acesta, Doamne, Dumnezeul nostru, ca prin ochii Domnului Hristos, ochii unși cu alifia cerului, să putem vedea adevărul și lumina așa cum sunt ele în Hristos Iisus. Păzește-ne să fim înșelați de aparența aceasta acelui ce se dă înger de lumină și apostolul care se dă apostol ai neprehănirii. Și ajută-ne, Doamne, să ne ațintim totdeauna privirile la Tine. Rămână harul Tău asupra vieții noastre și casei noastre și lucrările la care ne-ai chemat. Și binecuvântat să fie numele Tău în veci de veci. Amin.